De câte ori v-ați întrebat ce fac pentru voi deputații și senatorii pentru care ați pus ștampila pe buletinul de vot la fiecare scrutin? Dacă până acum nu ați avut răbdare să le analizați activitatea, facem noi acest lucru. În 3 minute vă arătăm cât și ce au muncit parlamentarii din fiecare județ. Astăzi analizăm activitatea lui Răzvan Prișcă, ales în circumscripția electorală numărul 31 Prahova pe listele PNL. Acesta este primul său mandat de deputat. Înainte să ajungă în Parlament, a fost consultant politic al mai multor miniștri, senatori și deputați, printre care Roberta Anastase, în perioada când a fost președinte al Camerei Deputaților. Activitatea sa din acest mandat este extrem de redusă. 3 luări de cuvânt, 19 întrebări și interpelări, 21 de propuneri legislative și 11 moțiuni. România este despre oamenii harnici, gospodari și cu frică de Dumnezeu. Durata luărilor de cuvânt este de doar 2 minute și 6 secunde. Dacă nu este activ în plenul Parlamentului, în emisiunile de televiziune în care este invitat ca analist politic, vorbește prea mult. Nici măcar nu ne pasă, deci nu ne pasă, domnul deputat, dar nu ne pasă, doamne, nici măcar în cod nu ne doare, dacă voi sunteți de acord sau nu, domnule. Că poate înțeles? Să apere nu, vorbește ca o râșniță, adică PSD, este tat de la partid, n-are învârtit cu cheița. Îmi cer scuze, e și plentic, vorbește și non-stop, adică la mă ăsta, justiția, fără ce PSD-ul justiția, este horror. În actualul mandat, Răzvan Prișcă a avut 1377 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de doar 42%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul PNL Prahova încasează o indemnizație lunară de 10.448 de lei. Răzvan Prișcă s-a făcut mai degrabă cunoscut înainte să ajungă parlamentar. În calitate de analist și consultant politic, a semnat editoriale pentru diverse publicații și a fost invitat al mai multor emisiuni TV. S-a apropiat de dreapta politică și în acest fel a candidat din partea PNL Prahova pentru un mandat de deputat. A rămas celebru în urma unei participări la emisiunea la ordinea zilei de la Antena 3. O să-i rog pe colegii de la sunet să taie la valiera domnului Codrin Ștefănescu. Înainte să vă taie colegii la valiera, o să vă rog să vă cereți scuze pentru ce ați spus puțin mai devreme. Nu cer scuze, doamna Grecu, telespectatorii se simt bine acasă. Sunt convins că acum beau un pahar de suc. Opriți-vă o secundă, Răzvan Prișcă. Opriți-vă puțin. Domnule, când vine un om ca Prișcă, care scrivește în toată România, vine și ne jură pe noi PSD-ul. Domnule Codrin Ștefănescu, că ne luptăm noi cu justiția și sunt vocea inadmisibil ce ați făcut. Nu, este inadmisibil. Și am informații că Ponta, când avăream eu la televizor, înjura de cădeau tablourile de la Palatul Victoria. Domnule, ce să mai spun direct aici? Nu te-am zis cu dărâi. Dar nu se poate. Dacă tot ne juri, măcar tu și ea le ține bine. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PNL Prahova. Prezent în mass media cu declarații, fidel partidului din care face parte și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: prezență foarte redusă la votul electronic, luări de cuvânt puține în plen, propuneri de proiecte legislative în număr mic și dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea depusă în acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PNL Prahova, Răzvan Prișcă.